要是从以前的am pus începutul unui cântec care sper că va fi frumos. Tema mea dictat-o Mihai și cred că în timpul cel mai apropiat o să o realizez. Tema sună astfel: Casa părintească nu se vinde. Deci, în seara asta, seara în studii de asta și Mihai, cred că în timpul cel mai apropiat de avea. Bravo! Și de avea, vreau să zic că... Hai să te spun, cântecă să cânte Mihai. Păi da! Zic că iau Mihai, iau Mihai la comandă. Nu, am zicat. La mulți ani să trăiți. Mulți ani! Azi i-am dictat cântărețul dumneavoastră, adică de la al nostru, dar e de la radio. Când am fost atunci seara, știi, la altă seara, domnul Pălțac, redacțional, a făcut o recepție la Național și era și Mihai Ciobanu cântărețul. Și domnul Verușca, și dacă a fost o comandă și asta, și că aș dori, am o temă și care mă doare și vreau de o casă, și casa părintească, care se vinde acum între frați, surori, mi-e aproape și mine. Iacu, au murit părinții, fii la oraș îmi plângești, iau că s-o vânde și s-o împarte. Da, da, e o temă extraordinară, absolut nouă. Domnule, mi-e scumpă tema asta și i-am spus deodată, scoai în zile cele mai apropiate, că am simțit, eu vă spun că e și tema mea, ca zic așa. Și azi am dedicat-o la telefon, pentru că azi dimineața am scris-o. Lumina ce ordinar, uite ce coincidență, da? Alaltă e seară, el mă încomandă, ca zic așa, și azi dimineață, în zori am scris text și azi de la 10 l-am dedicat la telefon. Deci casa părintească. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce vă v-ați sfădit. E păcat, nu-i drept și nu e bine să vinzi casa care te-a încălzit. Iată din atâtea lucruri sfinte, ochii mamei încă ne privesc, casa
părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Bani ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea e grea, însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care maica ne aștepta? Iată, din atâtea lucruri sfinte, ochii mame încă ne privesc, casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. De vom da-o, vor schimba lăcată și vor pune și ferestre noi și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Iată, de atâtea lucruri sfinte, ochii mamei încă, din atâtea lucruri sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde, bravo, părintească. Bravo! Bravo.